Atunci când Dumnezeu a dat oamenilor talente și ei s-au confruntat cu arta, au fost tentați să se închine ei. Atunci când Dumnezeu le-a dat oamenilor familii, soți, soții și copii, au fost tentați să se închine lor. Atunci când Dumnezeu le-a dat oamenilor bogăție, binecuvântări, prosperitate, oamenii au fost tentați să se închine acestor lucruri. Cea mai mare lecție a vieții este să avem aceste lucruri și să nu ne închinăm lor. Să ne bucurăm de ele, să ne folosim de ele, să le închinăm Domnului, însă noi să ne închinăm doar Lui. Aceasta este cea mai mare lecție a vieții. Nu-i mare lucru să fii modest atunci când ești sărac. Nu-i mare lucru să fii modest atunci când nu știi prea multe lucruri. Este mare lucru să-ți facă Dumnezeu parte de privilegii, de binecuvântări, de oportunități și totuși să știi care este locul lor și unde Dumnezeu trebuie să stea în viața ta. În această dimineață avem o nouă experiență cu alți miri. Am fost de atâtea ori la nunți. Mirii de data aceasta sunt alții. N-au mai fost niciodată și nici nu vor mai fi. Kevin cu Cynthia sunt doi tineri frumoși. Ne-am bucurat de copilăria, de adolescența, de tinerețea lor. Ne bucurăm de familiile lor și alături de ei suntem și noi partea bucuriei prezenței lui Dumnezeu. Kevin, Cynthia, ați pregătit nunta aceasta, v-ați cheltuit pentru ea, ați așteptat-o, v-ați rugat, ați fost copleșiți de emoții și astăzi vreau să vă spun că asta este nunta voastră. Dumnezeu v-a binecuvântat să fiți întregi, sănătoși, în viață, să fiți copleșiți de taina aceasta a iubirii pe care o manifestați în cadrul căsătoriei sub protecția legământului lui Dumnezeu. De aceea vă fericesc pe voi și pe părinții voștri care v-au crescut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea astăzi la nunta voastră să predic despre nuntă, din Cana. Și să vă aduc aminte că Evanghelia aceasta lui Ioan este a patra dintre cele patru evanghelii pe care le conține Vechiul Testament. Ea este scrisă de unul dintre ucenicii Domnului Iisus. Are 21 de capitole și în capitolul cu numărul 2 este debutul, începutul lucrării misionare, mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a gândit unde să înceapă misiunea sa și a hotărât că cel mai bun loc, cel mai bun cadru, context, ar fi o nuntă. Nunta din Cana este începutul misiunii Domnului Iisus Hristos. Experiența vieții de familie în general și experiența evenimentului de nuntă în special ne oferă multe lecții de viață. Fiind prezenți în acest cadru de nuntă, fiecare dintre noi ne uităm la decor și îl calificăm. Ne uităm la vestimentație și o calificăm. Ne uităm la numărul nuntașilor și facem evaluări. Noi, oamenii, alergăm după repere în lumea materială ca să ne facem impresii. Dar oamenii profunzi care au trecut prin viață, care au în spate experiențe ce i-au maturizat, se uită dincolo de aceste repere. Și ei înțeleg lecții de viață pe care le desprind chiar dintr-o nuntă. Privind la nunta din Cana, avem câteva lecții care sunt universale. Dumnezeu repetă lecțiile acestea și în alte situații, nu doar la nuntă. Dar ceea ce mă surprinde este calitatea pedagogică, fără excepție, a lui Dumnezeu de a repeta lucrurile importante pentru a le învăța. Și prima lecție pe care Mântuitorul ne oferă în contextul acestei nunți, unde era bucurie, ca și astăzi, unde s-au cheltuit bani ca să fie de toate din belșug, să nu ducă omul lipsă. Omul poate duce lipsă luni, marți, miercuri, joi, vineri, dar când vine nunta, vine nunta ficiorului, vine nunta fetei, atunci te împrumuți de bani dacă nu ai, atunci faci tot ce poți că-i nunta copilului. Ei bine, în contextul acesta în care toată lumea se pregătește și nunta este un eveniment foarte bine organizat, se știe dinainte, cu înmormântarea nu-i la fel, ea te surprinde. Dar nunta se știe dinainte. Uitați care sunt lecțiile de viață de la nunta din Cana Galilei. Prima dintre ele, vulnerabilitate umană.
În cele mai stabile situații din viața oamenilor, există riscul necazurilor pe care ei nu-l pot evita. Oamenii investesc mult pentru a realiza o situație stabilă, din punct de vedere spiritual, moral, intelectual, profesional, emoțional, relațional, familial și așa mai departe. Se investesc sume uriașe în avertizare, în alarmare, în protecție, în siguranță, în restaurare. Foarte mulți dintre noi plătim aproximativ $50 pentru activarea sistemului de alarmă de la casă. Foarte mulți dintre noi ne cumpărăm anumite sisteme care au menirea să alarmeze autoritățile dacă ajungem în pericol. Foarte mulți dintre noi ne cumpărăm mașini care să fie cât mai sigure, cât mai puternice. Investim foarte mult să ne creăm un context în care să avem siguranță. Ceea ce cumpărăm pentru copii vrem să fie safe, să protejeze. Cheltuim foarte mulți bani pe lucrurile acestea, pentru că noi ne simțim vulnerabilitatea. Numai un pic de foc dacă vine, pielea noastră se arde așa de repede, parcă e din hârtie. Numai un pic dacă ne alunecă cuțitul în deget, așa de repede se taie carnea vie, încât e o mare diferență între ea și carnea moartă pe care o pregătim gătind-o. Suntem foarte expuși, fragilitatea noastră este evidentă, vulnerabilitatea noastră este evidentă, insuficiența noastră este evidentă, limitele noastre sunt evidente și încercăm să inventăm, să găsim, să construim sisteme care să ne protejeze, să nu ne rănim, să nu ne lovim, să nu avem parte de necazuri, ne facem tot felul de asigurări de viață, medicale, pentru mașină, pentru casă. În situația în care se întâmplă, zicem noi, Doamne ferește, să nu care cumva. Și în ciuda la toată munca și la cheltuiala aceasta, vulnerabilitatea umană rămâne neprotejată. Rămânem niște ființe fragile, un simplu telefon te poate devasta. O simplă veste, două vorbe care ți se spun, a murit mama, ți-a murit copilul, ți-a murit tovarășul de viață, cineva din familia ta a fost implicat într-un accident. Și dintr-o dată tot sistemul acesta pentru care ne cheltuim la nivel individual, familial, comunitar, național, internațional, nu ne poate proteja suficient de mult. Sunt avioane care se prăbușesc. Un motor de avion are 8 motoare în el. 8 părți. Să se arde 1, 2, 3, 4, 5, dar mai rămân 2, 3, 4, 5 părți care duc avionul. Însă sunt avioane care se prăbușesc. Sunt mașini care se lovesc. Sunt oameni care se ucid. Sunt copii nenăscuți care mor. Avem o viață fragilă. La nuntă Domnul a găsit de bine să ne prezinte această lecție pentru ca să avem grijă de viața noastră. Este scurtă. Kevin, Cynthia, voi aveți un account de zile plin. Viața voastră este în față, sunteți foarte tineri. Nu tot așa sunt eu sau părinții voștri. Și priviți la viața aceasta lungă și o colorați cum vă place vouă. Dar să știți că în viața aceasta voi veți fi doi oameni vulnerabili. Trebuie în fiecare zi să vă bucurați unul de celălalt, pentru că sunteți vulnerabili. Trebuie să vă pregătiți inima înaintea Domnului, pentru că sunteți vulnerabili. Trebuie să vă respectați părinții, pentru că ei sunt vulnerabili. Trebuie să vă bucurați de viață și de tot ceea ce Dumnezeu vă oferă în fiecare zi, pentru că sunteți vulnerabili. Nu trebuie să sperați că la 80 de ani veți face cu tare și cu tare lucru. Dacă un lucru trebuie făcut, fă-l acum, pentru că sunteți vulnerabili. Nunta din Cana poartă această lecție a vulnerabilității umane, în ciuda la toată protecția, la toată organizarea și la toată cheltuiala. În ciuda faptului că oamenii investesc așa de mult în stabilitatea vieții de familie, personală, socială, apar tot felul de probleme. Probleme de sănătate, cine le poate evita? Toată organizarea, știința, tehnologia și banii noștri nu pot opri cancerul ca să nu ne atace membrii familiilor și pe noi înșine. Suntem implicați în accidente, se zdrobesc mașini de zeci de mii de dolari și uneori și mai grav.
sunt schilodiți pentru restul vieții, rămân cu handicapuri, oamenii care sunt în mașină sau poate chiar mor. Fragilitatea și vulnerabilitatea noastră este o realitate pe care încercăm să o cosmeticizăm și să o ascundem. Dar Dumnezeu ne spune astăzi la nuntă, suntem niște ființe fragile, vulnerabile la cele mai mici lucruri care ies din normal. Existența umană este caracterizată de vulnerabilitate și de fragilitate. Aceasta ar trebui să însemne pentru noi următorul lucru. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de protecție. Când copiii noștri pleacă de acasă, nu putem fiecare să angajăm un bodyguard ca să îi protejeze. Și chiar dacă am angaja, el nu ar fi suficient. Avem nevoie de cineva să ne păzească copiii când ies din casă. Sunt fără experiență, sunt cruzi, nu se protejează, sunt imprudenți, întrec măsura cu viteza, cu depășirile. Nu au experiența pe care noi o avem, experiență care ne-a învățat că trebuie să avem mai multă grijă decât am avut în tinerețe. Ce să facem cu viața noastră pentru ca să fie într-un loc sigur? A doua lecție a nunții din Cana este următoarea, bunătatea divină. Prima lecție este vulnerabilitatea umană, a doua este bunătatea divină. În cele mai instabile situații din viață există șansa soluțiilor. Dacă în cele mai stabile situații din viață există riscul necazurilor, în cele mai instabile situații din viață există șansa soluțiilor. Observați că problemele care s-au născut la nuntă s-au născut în contextul uman, iar soluțiile care au venit să repare problema s-au născut în contextul divin. Întotdeauna soluția vine de la Dumnezeu. De ce fug oamenii de Dumnezeu? Dumnezeu nu face rău oamenilor. Dumnezeu îi iubește, îi îmbrățișează, le spune cuvinte de îmbărbătare, le șterge lacrimile, îi iartă, le oferă o a doua șansă, îi restaurează. Și totuși oamenii fug de Dumnezeu. Problemele care se nasc în contextul uman. Noi suntem generatori de probleme, generatori de conflicte, generatori de supărări, generatori de omiteri și de comiteri. Dar dacă în lumea noastră există soluții, ele se nasc în inima lui Dumnezeu. Ele se nasc la crucea de la Golgota. Ele se nasc în contextul divin. De aceea nu este înțelepciune mai mare sub soare decât să te apropii de sursa binecuvântărilor, de sursa protecției, de sursa binelui, și acesta este Dumnezeu. A doua lecție a nunții este bunătatea divină. Observați că soluția divină, pe lângă faptul că rezolvă problema apărută la nuntă, scoate din încurcătură pe administratorul nunții, scoate din încurcătură pe Maria, mama Domnului, și pe toți nuntașii. Problema aceasta, deși i-a depășit pe oameni, nu l-a depășit pe Dumnezeu. Cât de important este în viață să-L ai pe Dumnezeu lângă tine, fiindcă atunci când problemele te depășesc, pe El nu-L depășește. Atunci când numai doctorii nu-ți mai oferă sănătate, la Dumnezeu există sănătate. Atunci când nu mai ai soluții pentru problemele care te copleșesc, care te trântesc la pământ, Dumnezeu are soluții pentru viața ta. Acestea sunt lecțiile nunții din Cana. Calitatea soluțiilor pune în evidență necesitatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se implică și îți oferă o soluție, ea nu mai este depășită de nimic. Când Dumnezeu vindecă, atunci orice boală se oprește și cade la pământ neputincioasă. Dumnezeu nu vindecă asemenea unui medicament care îl iei pentru 5 minute să-ți amelioreze durerea. Când Dumnezeu se implică și face un lucru, problema s-a rezolvat pentru întotdeauna. Această intervenție a lui Dumnezeu este plină de calitate și această calitate dovedește resursele lui Dumnezeu care sunt superioare resurselor noastre. Dovedește suveranitatea lui de a supune orice lucru, boala și necazurile care pe noi ne sperie și ne copleșesc. Definiția nebuniei este să nu-L cauți pe Dumnezeu. Este să nu trăiești lângă Dumnezeu și este să nu trăiești cu Dumnezeu. De fapt, să trăiești în zona în care Dumnezeu oferă soluții la probleme. Istoria este plină de experiențe în care Dumnezeu i-a iertat pe oameni. Cine i-ar fi putut ierta dacă nu ar fi venit la Dumnezeu să ierte?
Istoria este plină de situații în care Dumnezeu a vindecat în mod miraculos. Cine i-ar fi vindecat atunci când doctorii și-au verbalizat neputința de a mai da o zi de viață, dacă nu ar fi venit Dumnezeu să mai dăruiască ani și ani de viață, să-ți poată crește oamenii copiii, să se bucure de nepoții lor? De ce fug oamenii de Dumnezeu dacă El este sursa binecuvântării? Dacă El este sursa binelui, dacă El vindecă și iartă? Lecțiile nunții din Cana sunt următoarele: ești o ființă vulnerabilă și în contextul de stabilitate pe care ți l-ai creat cheltuindu-te foarte mult, necazul este la un pas, boala și moartea sunt la un pas, dar în această stare de instabilitate în care te afli, există soluție la Dumnezeu, a cărui bunătate este nelimitată și stă la dispoziția fiecărei ființe umane. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă nu i-ar fi vindecat Dumnezeu, dacă nu i-ar fi iertat Dumnezeu, dacă nu i-ar fi mântuit Dumnezeu? Avem nevoie de acest Dumnezeu. Sunteți doi oameni tineri, Kevin și Cynthia. Însă, prin experiența voastră o să vedeți cât de vulnerabil, cât de neputincios, ce tendință de trădare și de infidelitate are omul în natura lui, natură cu care el trebuie să se lupte și caracteristici negative pe care el trebuie să le înfrâneze ca să nu se manifeste. Omul trebuie să se lupte să iubească, altfel, în mod liber, urăște. Omul trebuie să se lupte să fie fidel, altfel, în mod liber, în carnea lui păcătoasă, el va fi infidel, va obosi. De aceea avem nevoie să ne petrecem viața la picioarele lui, în prezența lui, în contextul existenței lui, pentru că el este o sursă de binecuvântare, el este soluție pentru vulnerabilitatea noastră, pentru fragilitatea noastră, pentru insuficiența noastră. Existența divină este caracterizată de eternitate. Dumnezeu nu este limitat în timp. Este caracterizată de infinitate. Dumnezeu nu are limite în manifestarea puterii lui. Dumnezeu te poate ajuta în orice situație, te poate ajuta în orice loc. Poate ajuta pe oricine, poate ajuta oricând, oricum este nevoie. Soluția pentru o viață sigură nu sunt sistemele de alarmă, deși noi trebuie să le avem, ele protejându-ne într-o oarecare măsură. Dar atunci când ele sunt depășite de excepțiile vieții care sparg regula și ne însângerează viața, mai rămâne o soluție pe care nu o poate zdrobi nimeni și nimic, și acela este Dumnezeu. Al treilea lucru, ca o lecție a vieții pe care o învățăm de la nunta din Cana, este valoarea credinței și pocăinței. Prima dintre ele este vulnerabilitatea oamenilor. Suntem vulnerabili oricât de țanțoși și de frumos ne-am îmbrăca. Dumnezeu este bun oricât de necredincioși am fi noi și am încercat să scoatem cele 10 porunci, să scoatem rugăciunea din școli și din țară și să devenim atei. Dumnezeu continuă să existe în ciuda insistenței noastre de a-L desfința. Și a treia lecție este următoarea: valoarea pocăinței și credinței. Întotdeauna soluțiile divine sunt condiționate de atitudinea oamenilor. Dumnezeu e bun, dar nu ieftin. Dumnezeu nu împrăștie bunătatea de care avem nevoie, ci o oferă oamenilor care ascultă și care cred în El. Din contextul acestei nunți învățăm următorul lucru: Mântuitorul ar fi putut rezolva așa de ușor criza de la nuntă în foarte multe feluri, dar El a ales o metodă care i-a implicat și pe oameni. El nu ar fi avut nevoie de oameni ca să rezolve problema. El putea să spună un singur cuvânt și vasele acelea goale de piatră s-ar fi umplut cu vin. Dar a ales o metodă care să implice și pe oameni, să-i facă colucrători împreună cu Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar, ar fi putut așa de ușor să dea și piatra la o parte. Ce e mai ușor, să înviezi mortul sau să dai piatra care stă în gura mormântului la o parte? Evident că mai greu e, de fapt nu mai greu, imposibil, este să dai viață mortului. Ciudat este că Domnul Iisus își cheltuie puterea să învieze mortul, dar nu face niciun efort să dea piatra la o parte. Pentru că în socoteala divină a spus așa: voi nu puteți să-l înviați pe mort, dar eu sunt aici
cu soluția divină. Puterea mea este infinită, eu sunt o soluție și în această situație, dar vreau și voi să faceți ceea ce depinde de voi. Puteți să dați piatra aceasta la o parte? E la nivelul puterii umane? Da, atunci faceți-vă treaba, nu dormiți în timp ce eu lucrez. Este lecția nunții din Cana. Dumnezeu condiționează binele pe care ți-l oferă, dar nu-l condiționează cu lucruri pe care nu le poți face. Nu condiționează cu bani, că sunt oameni săraci. Nu condiționează cu inteligență, că există analfabeți. Nu condiționează cu tinerețe, că sunt între noi oameni bătrâni. Dar Dumnezeu condiționează cu ceea ce orice om poate face. Să asculte de Dumnezeu, pocăindu-se, și să creadă în Dumnezeu, având încredere în El. Dumnezeu a condiționat binele pe care este gata să-l coboare în viața unui om, prin ascultarea și prin încrederea acestui om. Priviți, vă rog, cum se întâmplă rezolvarea problemei la nunta din Cana. Scopul lui Dumnezeu nu este să îi înlocuiască pe oameni în necazurile lor, nu, ci să-i ajute în rezolvarea necazurilor lor. Dumnezeu nu ne va înlocui, ci doar ne va ajuta. Dumnezeu nu ne va trimite acasă și va lucra singur în absența noastră, și ne va ține acolo, pentru că scopul lui nu e doar rezolvarea problemei, nu e eficiența doar, ci este și pedagogia. Dumnezeu vrea să ne învețe, Dumnezeu nu ne dă pește, Dumnezeu ne învață să-L prindem, Dumnezeu ne ține lângă El pentru ca să ne dezvolte caracterul, Dumnezeu ne implică în situații în care să devenim mai răbdători. Întotdeauna încercarea lucrează răbdare, iar răbdarea dezvoltă caracterul. Sunt oameni care n-au ajuns la performanța să rabde și sunt iritabili, sunt nervoși și mofturoși, sunt oameni foarte complicați într-o relație. Ei au întotdeauna dreptate, ei întotdeauna sunt prioritari. Oameni care n-au învățat taina vieții, oameni care nu s-au maturizat, Dumnezeu ne ține lângă El ca să ne crească. Kevin, Cynthia, aveți părinți de treabă. Dumnezeu v-a binecuvântat în multe feluri, însă Dumnezeu o să vă treacă prin experiențe prin care o să vă învețe lucrurile vieții, o să vă maturizeze, o să vă dezvolte în caracterul vostru, o să vă facă niște oameni puternici pentru generația voastră. Să nu vă temeți de necazurile vieții, ele vin din vulnerabilitatea umană, vin din neputința, din fragilitatea noastră care este specifică existenței care a survenit după căderea în păcat în Eden. Noi am păcătuit și păcatul acesta ne-a dat o natură fragilă, vulnerabilă, și orice lucru care ne lovește ne rănește, ne arde, ne taie învelișul acesta și ne scoate afară sângele, a cărui pierdere poate provoca pierderea vieții. Ei bine, dar în starea aceasta de vulnerabilitate vine atotputernicia lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, infinitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu, și El ne înconjoară. Așa cum o cloșcă și acopere cu penele, cu aripile puii, așa Dumnezeu pune de jur împrejurul nostru o gardă de îngeri. Așa va fi casa voastră păzită de îngerii lui Dumnezeu. Așa va fi viața voastră păzită de îngerii lui Dumnezeu. Drumul vostru va fi luminat de fața Domnului. Voi trebuie să stați lângă Dumnezeu, este în interesul vostru. Acest Dumnezeu este soluția pentru necazurile voastre, pentru fragilitatea voastră, pentru insuficiența voastră, pentru limitele voastre. Trebuie să stați lângă El, pentru că altfel veți fi expuși, altfel nu veți avea protecție, altfel nu va avea cine să vă scape în ziua necazului. El este un scut în ziua necazului, El este un turn tare în ziua necazului. Îngerii Lui protejează pe cei care se tem de Dumnezeu. Aceasta este lecția nunții din Cana. Însă, ca să primiți aceste lucruri, trebuie să ascultați de Dumnezeu cu pocăință și trebuie să vă încredeți în Dumnezeu cu credință. Observați ce se întâmplă aici. Soluția divină este condiționată de ascultare. Domnul ar fi avut nevoie să umple ei vasele cu apă și mai apoi să transforme apa în vin? Nu! Dar a ales metoda aceasta ca să-i pună și pe ei să facă ceva. Soluția divină este ascultarea. Observați ce spune Maria: să faceți orice vă va spune. Haideți să privim puțin la această afirmație. Să faceți.
Să acționați, să nu stați degeaba. Asta reprezintă partea umană, acțiunea umană. Asta implică credința, ascultarea, ceea ce poți să faci tu ca un om muritor și limitat. Orice. Asta explică universalitatea ascultării și a încrederii. Orice. Dincolo de orice, Kevin și Cynthia, nu mai e nimic. Orice înseamnă totul, orice cuprinde totul, e universal. Orice vă va zice Domnul să ascultați, uneori nu va avea nicio logică și niciun sens ceea ce Dumnezeu spune. Îi spune un înger lui Filip, du-te în pustie. Filip avea slujba de predicator, predicatorii trebuie să predice oamenilor. El era în comunitate, în oraș, în sat, vorbea oamenilor. Și acum Dumnezeu îi spune, du-te în pustie, în pustie nu sunt oameni. Întrebarea logică e următoarea. Eu sunt o persoană care, a cărui meserie, relaționează cu oamenii, nu cu lucrurile. De aceea trebuie să stau în mijlocul oamenilor. Lor trebuie să le predic, nu boabelor de nisip. De ce Dumnezeu mă trimite unde nu sunt oameni? Nu are nicio logică trimiterea aceasta. Aproape că sunt ispitit să cred că nu Dumnezeu mă trimite, că nu face sens. Uneori în viața voastră nu o să facă sens anumite lucruri din punct de vedere rațional. Să știți că trebuie să depășiți limita logică și rațională a capacității umane prin credință. Voi nu trebuie să neglijați știința, voi trebuie să vă ridicați deasupra ei prin credință. Voi nu trebuie să sfidați logica și rațiunea, pentru că de aceea Dumnezeu ne-a dat capacitatea asta cognitivă, dar trebuie să vă ridicați deasupra ei prin credință. Ascultă-mă, în logică, cancerul nu se vindecă. În logică, un copil care este malformat, adică este în pântecele mamei lui și nu se dezvoltă corect și va trebui să moară la naștere, din punct de vedere logic va trebui să moară. Însă, vă aduceți voi aminte că există în familia voastră un copil care nu trebuia să trăiască din punct de vedere medical și astăzi el este un adolescent și un tânăr în adunare? Logica s-a făcut de rușine și credința a triumfat. Și mama aceea și-a păstrat copilul în pântece, în ciuda insistenței medicilor ca să renunțe la el, pentru că va muri. Știința medicală, logica și rațiunea a spus nu va trăi. Dar credința din inima mamei a spus, Doamne, mă încred în Tine. Și când oamenii cred în Dumnezeu și îl ascultă, Dumnezeu se simte onorat ca să lucreze, să treacă dincolo de logică și de rațiune, să-și arate puterea, să-și arate eternitatea, să-și arate infinitatea și să vină în necazurile pământenilor, scoțându-i deasupra lor. Aceasta este perspectiva voastră, Kevin. Aceasta este perspectiva voastră, Cynthia. Să vă încredeți în Dumnezeu depășind, ridicându-vă deasupra logicii umane și a rațiunii. Nu trebuie să fiți niște oameni fără minte, analfabeți, iraționali, fanatici. Voi trebuie să fiți cu picioarele pe pământ și să fiți raționali, dar trebuie să fiți cu capul în nori, în cer și să vă încredeți în Dumnezeu. Nunta din Cana ne spune următorul lucru. Oricâți bani veți avea, oricât de bine v-ați organiza voi, oricât de puternice și safe ar fi, sigure ar fi mașinile voastre, voi sunteți vulnerabili și necazurile sunt pe urmele noastre. Anul trecut la mine, cândva la tine, altă dată la altcineva, dar în necazurile noastre există o veste bună. Dumnezeu este soluția. Dacă Dumnezeul cerului și al pământului este Dumnezeul tău, El te va scoate din necaz. Dacă Dumnezeul cerului și al pământului este Dumnezeul tău, El te va scoate din necaz. Dumnezeul acesta are o soluție pentru necazul în care te afli. Dumnezeul acesta are o soluție pentru lipsurile cu care te vei confrunta. Dumnezeul acesta are o soluție pentru problemele cu care te confrunți. El este deasupra acestor probleme. Trebuie să te încrezi în El, trebuie să plătești prețul. Și Biblia spune, vă va zice, trebuie să trăiești așa de aproape de Dumnezeu, încât să auzi ce zice. Kevin, dacă eu aș predica acum din stradă, voi nu m-ați auzi. Dacă aș merge în Morton Grove, unde e casa mea, și aș vorbi de acolo, voi nu m-ați auzi. Dar am venit suficient de aproape de voi ca să auziți predica mea. Așa să vă țineți aproape de Domnul, ca să-L puteți auzi când vă vorbește. El o să vă vorbească ziua și noaptea. Poate nu o să aveți niciodată dar de prorocie. Poate nu o să aveți niciodată alte daruri proeminente. Poate o să aveți doar niște daruri mai simple. Dar să știți că Domnul o să vă vorbească ziua și noaptea. Nu doar părinților voștri, nu doar bunicilor voștri,
Domnul o să vă vorbească vouă și generației voastre. Pentru voi personal se va deschide cerul, ziua și noaptea, în momentul de necaz și în momentul de bucurie, și gura Domnului va vorbi. Și când Dumnezeu va vorbi, se va opri furtuna, se va liniști marea, corabia își va relua cursul normal și viața voastră va intra în normalitate. Așa de aproape să stați de El, încât să-i auziți glasul. Așa de mult să citiți Biblia, încât să repetați vorbele pe care El le-a spus. Trebuie să credeți și să vă pocăiți, să ascultați de Dumnezeu, că aceasta este condiția. Domnul a spus oamenilor acelora, umpleți vasele acelea cu apă. Dacă ei nu le-ar fi umplut, niciodată n-ar mai fi băut vin, nu s-ar fi încheiat nunta aceea onorabil. Domnul n-ar fi făcut minunea. Domnul poate face minunea oricum, dar nu o face când oamenii sunt încăpățânați. Domnul poate face minunea oricum, dar nu o face când oamenii nu ascultă. Nu o face când oamenii nu cred. Pentru că necredința și neascultarea este o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se retrage și lasă pe om să-și rezolve singur necazul în care se află. Dar atunci când omul crede, când omul ascultă, când omul se apleacă și îi dă onoarea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este onorat și ca un tată bun intervine în mijlocul necazului copiilor săi, a caselor copiilor săi, spune o vorbă sau două și totul reintră în normal. N-aș fi putut eu astăzi să fiu văduv și să fiu un an de zile de când Carmen este în pământ? Ba da. Cum aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că îmi continui viața alături de tovarășul meu? Dacă n-ar fi fost El, cum m-aș fi descurcat eu în această situație? Cum m-ar fi putut ajuta frații mei care m-au înconjurat cu dragostea lor? Dacă n-ar fi fost Domnul Dumnezeul cerului și al pământului să lucreze în dreptul casei mele, ce s-ar fi întâmplat cu mine acum? Unde aș fi fost eu? Cum ar fi fost inima mea? Lecția nunții din Cana este următoarea. Chiar și la nuntă, chiar și în contextul bucuriei, noi nu ne putem detașa de vulnerabilitățile noastre, de limitele noastre, de fragilitatea noastră, de neputințele noastre, de insuficiențele noastre. Dar acolo, în acest context al neputinței, se deschide cerul și coboară Fiul lui Dumnezeu. Mâinile Lui sunt străpunse. El nu ne este străin, El nu ne este dușman. El este Tatăl nostru, El este Mântuitorul nostru, El este Domnul nostru. Noi ne deschidem gura ușor și vorbim Domnului, în sensul că cu libertate ne rugăm și El ne ascultă. Noi spunem Tată și El spune Da, Fiule. Noi spunem Te rog frumos și El spune Poftim. Noi spunem Mulțumesc și Dumnezeu spune și altă dată. Aceasta este relația noastră cu Dumnezeu. Relația din familia împărăției lui Dumnezeu. Cât de nefericit ar trebui să fie un cuplu ca voi, care își începe drumul în lumea aceasta atât de murdară, fără protecția lui Dumnezeu. Cât de binecuvântați sunteți voi că astăzi mâinile străpunse ale Mântuitorului Iisus Hristos veghează asupra voastră și niciodată cineva nu va putea să le îndepărteze împreună cu protecția și cu binecuvântarea decât numai necredința și neascultarea pe care voi nu o veți experimenta niciodată. Dincolo de banii noștri, dincolo de resursele noastre, de inteligența noastră, de construcțiile noastre, rămâne nevoia noastră de Dumnezeu. Lecțiile din Cana, de la nuntă, sunt următoarele. Suntem prea vulnerabili ca să ne permitem o viață în absența lui Dumnezeu. De aceea ne angajăm astăzi să ne trăim viața la picioarele Lui, sub binecuvântările Lui, protejați de El, asistați de El, ajutați de El, miliți de El, iubiți de El. Acesta este Dumnezeul nostru. Noi nu avem o religie, noi avem o relație cu Domnul Iisus Hristos. Noi nu urmăm o idee, noi nu suntem aici că ne-am născut în familie de credincioși, noi suntem aici că ne-am întâlnit cu El, pentru că am gustat din bunătatea Lui, pentru că am experimentat vindecări miraculoase, iertări de păcate, eliberări de apăsarea vinovăției. Noi suntem aici pentru că noi și copiii noștri avem nevoie de El. Într-o lume nesigură, Dumnezeu e siguranța noastră. Într-o lume vulnerabilă, Dumnezeu este protecția noastră. Acestea sunt lecțiile de la nunta din Cana. Nunta în general și viața în special se vor termina cu bine doar atunci când Iisus face parte din nunta ta, din viața ta și din casa ta. Kevin și Cynthia, a fost o mare onoare pentru mine și pentru orice persoană care a putut să facă slujbă sau să fie prezent astăzi aici.
la nunta la doi tineri. Sunteți doi tineri care astăzi ați apărut pe scena vieții de familie. Nu aveți experiență, sunteți cu mâinile goale, dar Dumnezeu va fi cu voi. Dumnezeu vă va învăța, Dumnezeu vă va proteja, Dumnezeu vă va da resursele de care aveți nevoie. Dumnezeu vă va ierta dacă întâmplându-se să cădeți deodată într-o greșeală, vă veți mărturisi, El va fi drept și credincios. Aceasta este perspectiva voastră. Dincolo de toate florile, cerul este la dispoziția voastră. Dincolo de toată organizarea, brațele străpunse ale Domnului Iisus Hristos vă înfășoară, vă acoperă și vă protejează. Acesta este cadoul lui Dumnezeu la nunta voastră. Nu câteva sute sau mii de dolari, ci viața veșnică, iar aici pe pământ binecuvântările și protecția sa. Lăudat să fie Domnul pentru toate aceste lucruri. Amin. Sora Laura Brazovan va lăuda pe acel care se oferă să fie totul pentru noi întotdeauna. Our lifetimes are made for years.
Dumnezeu să fie binecuvântat. Kevin, Cynthia, aveți o nuntă frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Așa cum ați sperat, aș vrea să vă invit pentru momentul cununiei, pentru momentul angajamentului al primirii binecuvântării din partea lui Dumnezeu, să vă ridicați și să veniți aici în fața amvonului.